Sport Total FM. Ce weekend am avut, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ce weekend. Ce de meciuri interesante. Au bătut toți ai noștri. Am aflat astăzi la știri, m-au asasinat, ne-au asasinat cu Nea Dan Petrescu, cu Dolorel Munteanu, care a bătut-o pe Anji Mahachkala. Ce rușine de echipă totuși Anji Mahachkala, fraților. I-am văzut în cupele europene. Absolut penibil penibilă partida pe care am urmărit-o, că n-am avut încotro joia trecută. Aia cu Newcastle. Da, cu Newcastle. Acum asta nu-i scade din merite lui Dolorel Munteanu. Sigur că da. Nu, eu zic că e scor weekendului ăsta. Un scor absolut excepțional. Mordovia, Saransk, ăsta unde s-a refugiat Depardieu. Acolo i-a propus Putin să devină ministru al culturii. În regiunea Mordovia, în regiunea estul de săracă din Rusia, echipa era moartă, ultima în clasament, fără nicio șansă de salvare, nici așa n-are foarte multe. Evident că este efectul Dolorel. Dolorel, până când va pune japca pe ei și vor intra aia în mafia pariurilor sau în cine știe ce încurcătură, că așa se întâmplă cu toți ăștia, și cu Strâmbu, și cu Dolorel, și cu Reghe, toți sunt, au apetență pentru bășcălie, pentru mitocănie. Păi numai departe de rezultatul ăsta, dragi colegi de la GSP. Va scăpa Blăteanu de pe pagina 1, Ceahlău, Steaua 3-4. Dar ce hoție ordinară, un blat sinistru, și Gazeta Sporturilor scrie pe pagina 1, e în formă Steaua, înainte de jocul de pe Stamford Bridge. Da? 3-4 cu Ceahlău, cum să fie în formă? Ți-a dat Ceahlău 3 goluri, sigur, Blăteanu. Evident, nu m-ar mira să fi fost o încurcătură pe la pariuri, că altfel numai astăzi nu mai are la ce să fie blat. Numai e ca Nani Ceaușescu, când se blătuia din inerție. Astăzi nu mai e de ce, că Ceahlău a luat 0 puncte cu meciul ăsta, nu-i ajută cu nimic că i-a dat Stelei 3 goluri, dar tot arsenalul Blăteanului tipic a fost. Da? Steaua n-a fost la egalitate cu Ceahlău decât 4 minute pe parcursul meciului după ce a deschis scorul. Dacă pune și deschiderea scorului, vreo 12 minute cu totul a fost egal. Deci s-a marcat repede, ei au avut penalti, sau mă rog, penalti, ca să fie sigur că dau gol, și au dat și în minutul 90, că nu mai puteau să revină, să fie riscul minim. Bă, și voi nu scrieți niciun cuvânt, mă, ăștia de la GSP, care vă pretindeți antisteliști, oameni care luptați dacă împotriva nu avem probe neadevărului. Păi, dar nu s-a văzut. Da. Scorul spune foarte clar că s-a blătuit. De asta spun că mă tem și de ăștia alți antrenori români. Uite, și Strâmbu a câștigat cu 4-0 în Belgia. A făcut treabă bună Strâmbu până acum la Standard Liege. În afară de meciurile mari cu echipe serioase, le-a cam câștigat pe toate, ceea ce e bine, pentru că în momentul în care el a preluat echipa, stătea undeva în partea a doua a clasamentului. În momentul de față, Standard a ajuns, uite, aproape pe podium. E la 2 puncte de locul 3 de Genk. După acest 4-0 de la Leuven, înregistrat pe 9 martie, adică sâmbătă. Da, interesant. Interesant, nu va face brânză mare la Standard, pentru că întotdeauna Strâmbu a fost așa. Genk și chiar FC Bruges sunt deocamdată deasupra lui. Locurile 1 și 2 nu erau accesibile. Dar în Belgia contează să termin în primele 6. Alea se duc într-un fel de play-off. Probabil că punctele, nu mă pricep, nu știu care e regulamentul, adică punctele rămân în vigoare și după aia joacă un sistem, oricum nu le mai ajunge din urmă pe alea. Dar când a preluat el echipa, nu era în primele 6. Adică faptul că o duce în acel play-off e remarcabil pentru primul an. O să-l dea afară în anul 2. Probabil că în vară va rămâne la Standard pe toate previziunile, cine știe, poate mai strânge niște puncte până atunci. Vine Standard cu Lokeren, un meci foarte important, locurile 5 cu 6. Îi bate și pe ăștia, mai discutăm. Sâmbăta viitoare, Standard cu Lokeren. Hai să-ți dau altă veste. Shakhtar, adică Rinat Akhmetov, îi face curte lui Massimiliano Allegri. Cei de la Shakhtar intenționează să-l înlocuiască pe Lucescu.
Păi da, Mircea cu... Mircea de fapt pleacă, nu? Nea Mircea, da. Să ne explicăm foarte clar, nu? 6 milioane de euro pe sezon pentru Allegri, contract pe 4 ani. Din Livorno, și că e ăsta, Massimiliano Allegri, păi ăsta e nivelul lui, sigur, de Livorno. N-aș veni în locul lui, păi după Nea Mircea nu mai există nimic. Știi cum e Nea Mircea? Ca Fukushima. A plecat el, s-a terminat. N-ai ce să mai construiești în urma lui, decât să închizi, să pui lacătul. Sau să-și pună Ahmetov un fiu. Sau o gagică la conduce. N-ai ce să faci, dar mai mult decât a făcut Nea Mircea, ce? El a câștigat toate campionatele în care a jucat, a luat Europa League, în Champions League a ieșit din grupe. Ce să facă mai mult? Da, că ar juca o semifinală de Liga Campionilor, doar așa ar putea să-l întreacă cineva. E puțin probabil. Nea Mircea a făcut echipa asta, toți jucătorii sunt aduși de el. E sfârșitul unei epoci acolo, dacă el pleacă, nu mai e ce să reconstruiești, ce să facă Allegri. Da, mă gândesc totuși că domnul arbitru o să rămână acolo, cum îl cheamă? Luboș. Da. Luboș rămâne, să știți, e, și lui se datorează. Se spune că e muncă de echipă. Și lui se datorează trofeul, cupa UEFA, a câștigat atunci. Unii spun că mai degrabă lui se datorează, da. Și mai puțin lui Nea Mircea. La îi se datorează lui, Lucescu a adus jucătorii. Prin urmare, dacă rămâne ăla acolo, lucrurile nu se vor schimba. Nici nu mai contează într-un campionat cum este cel al Ucrainei cine este manager, cine e antrenor. Atâta vreme cât Ahmetov trăiește, Shakhtar se va bate pentru titlu, îl va și câștiga. Există doar doi mafioți mari, Rinat Ahmetov și Surkis, ăla de la Dinamo Kiev. Ei sunt importanți, antrenorii și restul lumii mai puțin. Sigur, vor spune adulatorii, păi da, dar în cupele europene n-ați văzut ce treabă bună? Păi nu prea am văzut treabă foarte bună făcută de Nea Mircea. O echipă ca oricare alta, Shakhtar Donetsk. Veți vedea dacă Ahmetov se retrage sau dacă îl calcă vreun SUV pe acolo, pe la ei prin Ucraina. Asta ar fi cel mai frumos acum. Gata cu Shakhtarul. Indiferent cine e antrenor. El ține echipa. Este tipic pentru o echipă pentru o formație din Europa de Est. Patronul tip Rinat Ahmetov. El înseamnă tot acolo. Uitați-vă ce se întâmplă la sportul studențesc în momentul de față. Nu mai are și Manbani, nu mai există nici sportul studențesc. Sau nu-i mai dau alții lui și Manbani. Ați văzut că aia sunt morți de foame. Morți. Nu mai au nici cu ce să se îmbrace. Stăteau hainele pe ei ca pe gard. Săracii. Geaba-i amenință și Man cu moarte. A murit Francu. Asta se va întâmpla și cu alte echipe din campionatul României, în momentul în care patronii or să dispară din peisaj. 19 victorii și o înfrângere are în 20 de etape Shakhtarul. Ce să mai faci în campionatul ăla? Ideea este că Nea Mircea, dacă se duce în Rusia, înseamnă că ăsta e nivelul lui totuși. Și că pe undeva, orice ni s-ar spune, cu ăștia care n-au curajul niciodată să spună adevărul, sau poate nici nu știu, toți aplaudacii și limbiștii lui, ar fi o problemă. Și aici nu ne mai atacați pe noi că suntem împotriva lui și că avem un dinte cu Lucescu. Dacă el ajunge în campionatul Rusiei după ce pleacă de la Donetsk, înseamnă că e o problemă majoră cu el. Ori de caracter, ori de bărbăție, ori de morală, ori de nu știu, e ce, ori că n-are talent, dar ceva se întâmplă. N-ai cum să te duci în condițiile astea la o echipă de 2 lei. Deci în Rusia și, bineînțeles, nu la prima echipă, nu știu, așa că te duce la Spartak sau la CSKA sau la Zenit, tot mare lucru n-ar fi. Că acolo te duci numai pentru bani. Deci n-ai ce să mai faci tu la Zenit, la Spartak sau la CSKA, că ea deja au câștigat tot. Da? În afară de să iei Liga Campionilor cu ei, n-ai ce să mai faci. Ce dacă iei campionatul în Rusia, vine Lucescu și ia titlul în Rusia cu una dintre primele trei. Nu e nicio scofală. Dacă îl câștigă cu Cuba în Krasnodar, da. Sau cu Saransk sau cu Volga Novgorod. Aia e ok, dar nu se duce el acolo. Deci nu, nimeni nu ne va putea niciodată explica, așa sunt zvonurile, că se duce în Rusia. Dacă se duce în Occident și preia o echipă, indiferent care e, da, mai discutăm. Atunci înseamnă că măcar și-a asumat acest risc și vom vedea ce rezultate va avea acolo. Da, el deocamdată nu are nicio performanță la nivel european cu nicio mare echipă din Occident. Despre asta e vorba în cariera acestui antrenor. Ăștia la alți, sigur, mă, nu se cere nu Dorinel Munteanu, că de-abia a scos și el un pic capul în Europa ca antrenor să ajungă să
antreneze pe Everton. Da? Nu. Dar lunea Mircea poți să-i cere asta, să ducă la o echipă. De ce nu se duce la o echipă de asta? Ce nu-l ia Tottenham sau Liverpool sau, știu eu, o echipă de nivelul ăsta, sau Frankfurt sau Gladbach sau, da, o echipă sau Bordeaux sau o echipă asta care să aibă ambiție, zic că bă, ne trebuie un antrenor cu experiență, unul care știe inventatorul fotbalului, nu știu ce, haide să luăm ca antrenor. O echipă de asta, oricare, nu să te tot ducă numai la cunoscuți, la oameni cu bani. Bună idee, să-l vedem la Tottenham. O să-l auzim și pe Călin, colegul nostru de la Londra, ce părere are despre asta. Nea Mircea e bun pentru o echipă precum Tottenham. E, cu Nea Mircea pe bancă, nu mai pierde, mă rog, s-a făcut de râs Tottenham în meciul cu Liverpool. Dacă nici pe ăștia nu-i bați, cum vrei să joci în Liga Campionilor? Două naibii de treabă. Liverpool și Queen's Park Rangers sunt echipele de bătut, cu astea faci puncte în momentul de față. Un jder auzit s-a intrat pe teren. N-am mai vorbit de mult despre animalele pe cale de dispariție. În timpul unui meci jucat undeva în Elveția, fraților, FC Thun cu FC Zürich duminică s-a jucat. Au câștigat oaspeții cu 4-0. La câteva minute după începerea partidei a intrat un jder. Fotbaliștii au alergat, nu pot să prind jderul, n-ai nicio șansă, e foarte iute. Să-l ta jderul, sau mai bine zis coada jderului, că atât apuci să vezi o coadă care saltă așa pe teren ca în desenele animate. Animalul până la urmă a alergat spre tribună, l-a prins un fundaș Benito, dar nu l-a prins cum trebuie și l-a și mușcat jderul de deget pe fundașul respectiv. Să vedem acum cât va mai supraviețui, pentru că jderul, să știți, e purtător de boli letale pentru om. În caz că nu știa, fundașul o să o afle în curând. E un mecanism de apărare al jderului. Multe animale și-ar fi dorit un asemenea mecanism. Uite, dropia de la noi, așa a dispărut. E bine, jderul și-a dezvoltat niște bacterii pe care ți le servește atunci când îl prinzi de coadă. E foarte interesant momentul. Uite că alții mai au animale. Nu știm pe unde va vâna Ion Țiriac după ce se vadă imaginile astea, că la jder n-a tras. Nu. E și mai greu de nimerit, totuși. Dar mă gândesc că la stilul de vânătoare, stilul ăsta la Țiriac, jderii ar putea fi drogați. Cu marihuana, cocaină, cu heroină, cu ce s-o găsi. Dacă va fi drogat jderul, probabil că îl va nimeri. Și Porsche ăla, sau Mercedes, sau cine mai vine pe la Țiriac. Ca să se laude după aia seara în pat cu fufa. Uite, drag, am pușcat un jder. Bine, dacă îl nimerești, nu mai rămâne nimic. Păi știți că jderul nu-i foarte mare. Cum trage, vă dați seama ce pușcă are Ion Țiriac. Are, da, cu 4 focuri. E muniție pentru elefant. Da, 4 focuri, da. Păi că au și ei turneele lor pe de care presa nu scrie. Nu că n-ar afla, dar n-are voie. Știi? Turneele lor, adică vă, cine împușcă jderul își alege prima fată. Opțiunea întâi. E pe opțiune acolo. Cine ia opțiunea întâi, opțiunea a doua, mai adică sunt 36 de fete cât vânători sunt și să alege în funcție de rezultat. Corespondentul nostru din Franța, bineînțeles că se bucură pentru că Tottenham s-a făcut de râs în fața celor de la Liverpool și spune că blestemele au stat la originea acestei înfrângeri de proporții cosmice, le-a mâncat meciul Loris. Păi da, și lui Fergusonul i-a mâncat meciul tot de Hea, care ieșise un pic din poartă, cred că își pierduse ceasul, sau cine știe, lănțișorul. Eden Hazard l-a văzut și l-a făcut de rușinică. A profitat omul, mi se pare normal, cu ocazie ca, cu ocazie ca asta te întâlnești destul de rar. Noi mai avem în momentul de față niciun fotbalist în România capabil să profite. O mai făcea Hagi pe vremuri. Atoașul Eden Hazard știe. Așa că Loris până la urmă oricum nu prea a fost folosit pe postul de titular. Nu poate fi acuzat de asta. Și nici blestemele nu cred. Păi cine să te fi blestemat? O echipă de blătari cum este Olympique Lyon? Nu, mă îndoiesc. Nu, blestemele sunt de vină. Eu mi-aș fi dat demisia să fi fost în locul managerului. Dacă nu-i bați pe cei de la Liverpool, asta trebuie să faci în momentul de față. Să-ți dai demisia.
Să vă semnalăm și un moment foarte interesant. Moda asta cu prezentatoarele care se dezbracă a ajuns până la TVR, fraților. Cea mai frumoasă prezentatoare de la TVR, scrie Wow Bizu, una Alina Stancu, care numai frumoasă nu e, seamănă, aduce un picuț cu Ioana Cosma de la Pro. Dar frumoasă nu e, să fim serioși. S-a dezbrăcat, apare goală pușcă la televiziunea publică. Asta nu mi se pare normal. Acolo, să fim serioși, pudoarea era la rang de cinste. Și, bineînțeles, cu această ocaziune a acordat și un interviu și a făcut un picuț reclamă. Le-a acordat un interviu celor de la Pro TV Magazin. Nici asta nu se face dacă lucrezi la TVR. Femeie căsătorită, Alina Stancu. Și auziți ce susține. Rețeta unei căsnicii fericite. Nu există secrete ale fericirii în cuplu. Există doar iubire, încredere și respect. Dacă ai în căsnicie aceste trei ingrediente, nu poți da greș. Nu cred în compromisuri când vine vorba de dragoste, trebuie doar să existe un limbaj comun pe care uneori e nevoie să-l inventezi, a dat cu copy-paste. Toate spun același lucru și mai cred că totul se rezolvă cu o vorbă înțelept aleasă și o partidă strașnică de sex. Hai, îți dai seama cam ce fel de muiere e asta. Da, păi probabil că asta este rețeta fericirii în cuplu, să-ți vezi nevasta dezbrăcată într-o revistă. Bănuiesc că aici vrea să ajungă. Dezbrăcată arată mai bine decât îmbrăcată, mai ales că nu-i se vede bine fața. A fost și pe la Solar. Dar în ce a pozat? Unde? În ce revistă? Aici scrie revista tango.ro. Aha. Ah, bun, știi cum e, peste puțin. Revista Tango înseamnă că e artă. Ia, aha! Așa spui, două. Zi așa că eu... Dar știi chestia asta? Toate fufele din lume, da? Toate fufele din lume spun că atunci când sunt filmate de un fotograf profesionist, iartă. N-am înțeles niciodată tâmpenia asta, dar mereu spun la fel. Avem și noi dreptul să spunem asta dacă ele folosesc asemenea clișee pentru a explica căsnicia. Putem să spunem și noi atunci un clișeu de tipul ăsta. Uite, să știți, stimată doamnă, că sunteți căsătorită, nu-i așa? Femeie serioasă, se și vede. Că la moldoveni, de pildă, secretul căsniciei în cuplu este bătaia. Sigur. Cele mai multe ordine de protecție pentru violență domestică au fost date în județele Bacău, Iași, Vaslui, Suceava și Neamț. Asta știam, probabil Vaslui pe primul loc și apoi Iași. Bătaia a devenit acolo, a devenit. Era o tradiție națională, numai că s-au prins colegii noștri din presă foarte târziu. Nu există colțișor în Moldova în care să nu... se lase cu o lecuță de batai, dar femeile acceptă chestiunea asta. Mai țineți minte scrisoarea publicată în Kamikaze, în care soția unui nene pe nume Iliuță se voita că nu mai bătuse bărbatul de mult, l-a trimis să pupe moaștele Sfintei Parascheva, după care Iliuță și-a revenit și i-a tras o mamă de bătaie. Tu vrei să o vezi pe aia? Să văd și eu un pic, da. Da, stai să o căutăm, că nu mai știu pe unde era. Unde erau pozele cu Gagica? Aha, voilà. Uite, asta e. Ți-am zis, dezbrăcată nu arată rău. Dar la față... Da, nu poți să spui că asta e cea mai frumoasă. O știu, asta a fost la B1. Aha. Ia dă mai jos. Așa. Asta e fotografia numărul 1. Ai, cu mințică. Probabil că de-aia se numesc poze de artă, pentru că i-a pus o perdea. Revista Tango. Da. Aici e, parcă se vede mai bine. Pare că nu putem să vă arătăm și vouă imaginile. A, nu-i ceva ieșit din comun. Cam asta ar fi. Adică nu este o super muiere, să nu vă imaginați că a rupt gura târgului. Nu, e pozabilă. Pozabilă și mai ales când o face pentru artă. Ți-am spus, asta este. Deci nu e... Ea nu s-a dus pe stradă sau a făcut striptease într-un bar sau... Are o imagine, acum... Ea nu prea corespunde, sigur, cu o știristă de la TVR. Ce prezintă ea la TVR? Știri. Păi da, da. Nu prea cadrează chestiunea asta, dar în fine, știi cum e, femeia are tot timpul. Cum se duce bărbatul la băutură, femeia are hobby-ul ăsta, să pozeze dezbrăcată. Nu știu, n-am priceput-o niciodată. Și toate astea care au mania televiziunii, mă rog, sigur că există câteva excepții, salutare, evident, pe care... le cunoaște
cel care e îndreptățit să le cunoască. Nu vorbim despre excepții acum, că oricum e irelevant. Dar în rest, toate astea care ajung prezentatoare, aici e vorba, nu alea care lucrează la utile sau alea care stau în redacție și dau alertă când a apărut o știre pe net. Nu vorbesc despre astea. Alea nu se spune că fac televiziune. Aia lucrează într-o redacție, dar nu fac parte din mecanismul ăsta al televiziunii pe care îl cunoaște toată lumea. Vorbesc de astea care apar pe post. Toate au această tendință de a le arăta și celorlalți, de parcă dacă ele nu sunt văzute, n-ar exista. Știi? E de când e lumea și pământul chestiunea asta. Toate femeile frumoase, bine, alea care se știu frumoase, pentru că sunt excepții, puține, femei care arată bine, dar care nu sunt conștiente neapărat de frumusețea lor. Puține, adevărat. Sau sunt conștiente, dar au așa o jenă. Greu de explicat și asta. Însă alea care știu că arată bine, deși asta nu înseamnă nimic încoată, spun. A arătat bine este o chestiune subiectivă. Până la urmă, o să pleacă pentru unul să arăți prost. Uite, unul răsfoiește, lui nu-i place. Deci nu e ceva care să... Ajung să pozeze în asemenea ipostaze și căsătorită. Adică, bă, chiar nu înțeleg. Asta dacă o făceai, nu știu, la 15 ani, când erai o necunoscută, deși după aia se întoarce împotriva ta, că vor fi găsite pozele alea. În general nu-i bine să pozezi dezbrăcată niciodată. Sunt puține de-astea care au mintea pe umeri, cu mințele dintre-astea care nu apar niciodată dezbrăcate. Și atenție, atenție mare, și dintre astea cele mai multe și-ar dori. Și-ar dori să apară, dar n-au ocazia, dintr-un motiv sau altul. Of, uite un alt argument în sprijinul ideii că asta este artă. Tango.ro este publicația lui Madame Raicu. Madame Raicu astăzi, să știi că ne-a arătat tuturor pe Facebook, a ieșit la plimbare în parc cu un câine. Dar nu e al lui Alice Năstase, Tango? Eu așa am auzit, că e al lui Madame Raicu. Adică Tango.ro. Andreea Raicu? Da. Nu cred că Andreea Raicu să aibă vreun site. Nu, ăsta e al lui Alice, revista Tango. Dacă e altceva... Poate și-o fi schimbat, habar. E revista Tango.ro, sau nu știu cum au ele. Ăsta să fie site-ul, să aparțină Andreea Raicu, e posibil. Dar asta a pozat pentru revista sau pentru site? Eu văd pozele pe site, acum nu știu, n-am văzut ediție tipărită. Da, în orice caz, în ultimul Tango nu era, că l-am avut. L-am primit acum, de câteva zile. Nu era Alina Stancu asta. Dacă însă vreți să știți ce mai face Andreea Raicu, v-am spus, câinele ei s-a îndrăgostit, nu spune de cine, s-a îndrăgostit în parc, probabil că și câinele ei tot de un fotbalist. Așa. S-a îndrăgostit că și ei plac foarte mult fotbaliștii. În fiecare zi ne anunță ce mănâncă, ce îmbrac. Azi a uitat să spună, să scrie, azi am purtat, două puncte. Plic, nu știu de care, sutien de la firma cutare. Chiloți făcuți de mama, țesuți de ea. La TVR Info am impresia că e, sau mă rog, se numește TVR News acum. Site-ul, revista e al lui Alice și site-ul e al lui Madame Raicu. Cam asta ar fi. Da, o văd și aici. Goală, B1 TV, TVR Info, așa scrie, pictorial nud, prezentatoare TV. Poze, foto, video. Da, asta este într-adevăr. Da, a fost la B1. Sigur, acum e în TVR. Da, din ce am dat eu aici cu căutare, îmi apare că ar fi la TVR Info, că nu mai există acum, se cheamă TVR News. Da, circulă o chestiune acum pe internet. Văd că preluată și de realitatea.net. Investitorul imobiliar Boerescu Mihnea Mihai, membru al Consiliului Județean Giurgiu din partea USL, a postat pe un site de joburi un anunț de angajat. În anunț, domnul Boerescu ăsta spune cam ce condiții ar trebui să îndeplinească viitoarea lui secretară. Mai întâi se prezintă, deci este interminabil. Anunțul, n-am mai văzut așa ceva până acum. Mă numesc Boerescu, se dă mare în principiu. În anunțul ăsta, mă numesc Boerescu Mihnea Mihai, asta a făcut-o pentru presă, cred, cine știe, o fi tras ceva la măseluță sau pe năsuc. Sunt cel mai mare proprietar de terenuri rezidențiale pe arcada vestică a Bucureștiului. Vestică scris cu W.
Sunt consilier județean și membru în comisiile de urbanism, dezvoltare regională și investiții. Și în calitate de membru în comisia de urbanism, de pildă, să vedeți câte terenuri și-a tras. În plus, sunt și dezvoltator imobiliar, cumpăr și vând. Nu intermediez. Ce ofer? Încep cu 300 de euro cash ca secretară, păi la așa dezvoltator imobiliar ăsta-i salariu, 300 de euro. Pe măsură ce înveți să, ce încep să înveți cu adevărat să mă ajuți și să încep să gândești independentă, să devii cu adevărat asistent manager, leafa urcă spre 500 de euro, adică o mizerie. De tine depinde cât de repede înveți sau cât de mult te ajută scufița. Păi la ta că te ajută scufița ei 500 de euro. Băi, aia vă ziceam și eu. Eu am interes să te antrenez. Adică, hai să spunem pe românește, să te culci cu șeful pentru 500 de euro. Nu, asta e maximum. După aia spune că nu-l interesează chestia asta. Sigur că da. Eu am interes să te antrenez și să-mi rămână cât mai mult timp liber să plec la scufundări. E și scafandru. Mai degrabă scafandrier, vorba lui Mușatescu. Leafa nu depinde de vânzări sau alte targeturi, deci taie macaroana, nu se iei niciodată primă. Marele avantaj al jobului este că e etern. Am terenuri de vânzare ale mele pentru următoarele 200 de ani. Mm-hmm. Pentru următoarele 200 de ani are terenuri de vânzare. Ah, deci o să le vândă și nepoții ei, tot pe 500 de euro. Da. El va lăsa probabil cu limbă de moarte în testament. Că nimeni să n-aibă mai mult de 500 de euro la secretariat. Și aici o momește, pentru că salariul este ridicol. Alte beneficii, cazare plus utilități, gratis. Poate și mașina dacă îmi câștigi încrederea. Adică să te descurci cu covrigul. Aici se poate interpreta cu, da, covrigul. Cu care covrigul să te descurci, adică? În fine, trecem peste. În afară de leafă vei primi, după 2 ani de activitate neîntreruptă, loc de casă la alegere din portofoliul meu, intravilan lângă o pădure, râu sau lac. Bă, să-i vedeți fața ăstuia. Cum au ajuns, măi, indivizii ăștia să... Cum au ajuns să dețină atâtea proprietăți? Că nu sunt bun de asta, nu știe nici să scrie. În prima treime a zonei metropolitane bucureștene, după încă 2 ani, deci după 4 ani de vechime neîntreruptă, îți dau și mașină. Am 1000 de locuri de parcare. Și tot așa, continuă bonusurile astea, mă rog, vrăjeală. O fată a făcut deja 2 ani și una 4 ani la mine. Sună-le să le întreb dacă nu crezi că și-au primit bonusurile. Ina, și zice numărul de telefon, și Tony, e clar. Va fi fără carte de muncă, spune domnul dezvoltator, membru în comisii și comitete și reprezentant de frunce al PNL și USL. Va fi fără carte de muncă, că nu-mi place să dau bani la stat. Uh-huh. Aici nu prea ne înțelegem, domnul reprezentant al... Citește cineva de la PSD sau PNL? Probabil că au citit chestiunea asta. Dacă vrei totuși asigurări sociale, îți rupi un bănuț pe lună și te bagi la pilonul X. Că oricum, cu 50 de ron pe lună ești mai asigurată decât dacă aș trimite eu jumătate din leafa ta la stat. Și by the way, dacă în română nu știm să scriem, scriem în engleză, se spune că în 2030 asigurările de stat vor intra în colaps. În 2030. Da, ăsta e mare analist economic, tăticule. De unde știe, mă? N-am auzit pe... Sunt câteva somități pe plan mondial, dar n-am îndrăznit niciunul să spun așa ceva. Până acum, și i-ați recunoscuți, bă. 2030. Da. Adică peste cât? Peste 17 ani. Peste 7. A calculat el, domnule, dacă e dezvoltator cu experiență. După aia zice așa, eu muncesc 7 zile din 7. Așa zic toți ăștia. Fugi, bă, de acolo. Păi și la scufundări când te mai duci? Că ziceai că te scufunzi. Bun, dar ce înseamnă muncă? Tu nici măcar n-ai învățat să scrii. Deci ai sărit peste toate etapele, te-ai apucat de muncă acum când ești un analfabet. Sună cam ciudat așa. Bă, trebuia să muncești nu 7 zile din 7, 4 din 7. Dar bine, 7 din 7, dar prost, da? By the way, și tu nu știi să spui, nu știi dacă anul e masculin sau feminin. Așa, el muncește 7 din 7. Pentru mine, zice, nu e o diferență între sâmbătă, duminică sau cursul săptămânii. Ziua asta, cursul săptămânii, nu știu care e. Ar putea fi luni, marți, miercuri, joi, nu știu. Dar e o zi care se numește cursul săptămânii. Pentru tine o să am grijă să-ți alegi în fiecare săptămână o zi liberă și încă una mai scurtă. Aici m-a băgat în ceață. Deci, pentru tine o să am grijă să-ți alegi în fiecare săptămână o zi liberă și încă una mai scurtă. Încă o ce mai scurtă? Un...
Încă una covrig mai scurtă sau da, un covrigel, să da. Spunem. Așa, ce îți cer? Să ai între 20 și 30 de ani. Statistic vorbind, cu cât ești mai mică, cu atât ești mai ușor de format. Măi, derbedeule, crede-mă că jobul ăsta e cu mult mai greu decât îți pare la prima vedere. E foarte greu să fii secretară. Să nu ai copii. Adică toată să fii la dispoziția lui. Corect. Da? Apreciez că ești familistă, scrie el neștiind cine să vă oferi, că poate nu-i familistă. Însă nu vreau să fii cu ochii pe ceas și să te gândești că n-are cine să-i încălzească mâncarea sau să-l învelească. Atenție, domnul politician, după ce ați recomandat din suflet evaziunea fiscală, acum intrați un picuț și în capitolul cu discriminarea. Dacă ai copii, nu te angajezi. Dacă ai soț sau prieten, te accept doar dacă îl poți educa să nu te contorizeze cât stai la muncă și de ce vii târziu acasă. Subliniez târziu acasă. Sigur, deci până termină el. Păi da, da, da. Mă rog, în ziua aia mai scurtă nu ți-o dă lungă, adică. Da. Da, adică asta era mai scurtă, da, adică să ne înțelegem, are și el o zi când o dă mai scurtă. Mai scurt, da, mai la scurtă. Dacă nu ești în stare să-l ții în frâu pe bărbatul, las-o moartă. Ne pierdem timpul și zău că e prețios. Așa e, timpul e prețios când te scufunzi. Accept doar așa la început, să vină la o cafea și să vadă unde, cu cine și ce lucrezi, să stea liniștit, apoi să te sune doar în caz de incendiu și alte calamități. La serviciul se vine cu tocuri, fuste, oje și decolteuri. Se acceptă doar genul cu blugi. Da, strâmți. Blugii să fie, adică. Sau deloc. Sau deloc. Tot aia e. Bănuiesc că sunt blugi care, totuși, strâmți, păi da? Păi nu mai ții minte blugii lui Oțil? Măcar în caz de incendiu să poți să-i dai jos. Păi da. Cum avea Oțil blugi cu castravete, așa poate să vină și ea, blugi cu fundul gol. Da, corect. Da, am și văzut. În Texas, să știți, se poartă la stripteze. Blugi cu fundul gol. Așa. Mi-ar plăcea să fii genul mai sportiv. Și în general nu-mi plac oamenii care nu-și îngrijesc sănătatea. Adică vrea și el ca doamna sau domnișoara să fie îngrijită. Și dacă nu ești, te poți apuca. Când mai are timp să, în fine, mai are timp și de... ei. Păi dar nu face destul sport, păi, în toate zilele alea lungi, mai puțin în una, că nu ia scurtă. Păi nu-i dă o zi liberă să se îngrijească femeia. Deci în ziua aia trebuie să te duci la sport. Da, restul ai sport cu el până târziu. Eu cred că mai degrabă la coafor, la d-astea, să se ducă. Asta înseamnă genul sportiv. Poze cu tine nu-mi trebuie, că nu vreau să mă însor a ținut. Să precizeze asta din capul locului, nu cumva să-și facă moldoveanca prea multe. Păi ai trimitea goală, știi? Da, goală, da. Direct, și spunea că are toate calitățile. Da, așa e bine. Cum sunt alea din Chișinău. Vreau să-ți văd privirea. Și crede-mă că dacă ai 90, 60, 90, nu ai șanse de angajare. Ăsta e și complexat. Aici nu vrea una care să arate super bine, cum zice românul. Nu, că e frică totuși de telefoanele aluia. Da. Sună cordaciu de 30 de ori pe zi. Și astea toate se angajează numai cu cordaciu lângă ele. Și la 90, 60, 90 s-ar putea să te sune gheară. Nicu gheară, și asta nu-i bine. Da. Așa, programul începe după amiaza. Deci după ce zice că el muncește 7 zile din 7, non-stop, 24 de ore din 24. Programul începe după amiaza pentru că atunci mă trezesc. Oleu. Dar nu sunt atât de puturos pe cât pare. Să mă trezesc după amiaza. Muncesc toată noaptea. Da, sigur. Și eu munceam noaptea. Ar fi spus Gheorghe Dinic. Dar mai munceam și ziua. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile, cum era cântecul. În plus, clienții mei vin după amiaza și seara. Să mori tu. Cum adică? Tranzacțiile imobiliare se fac seara? Eu nu știam chestiunea asta. Adică se fac numai după amiaza și seara? Una din activități este vânzarea de terenuri. Iar vorbește despre terenuri. Mă rog, trecem peste asta că nu e interesant. Pentru asistentă trebuie să înveți să faci ce facem toți. Mă rog, ar fi bine să ai permis de conducere, că devii mai mobilă. După care precizează, am eu tot ce trebuie, parc auto format din mașini și motociclete. Dacă meriți, o să-mi pot permite să rup o mașină pentru tine. Extraordinar. Și atenție, dragă, au fost nesimțite care au venit doar așa să vadă dacă e adevărat. Nu să pună mâna la treabă. Și mi-au mâncat timp.
Pe țipoancele, fotomodelele, cele prost crescute, șmecherașii, băieții de combinații de cartier sau de alte materiale nu sunt acceptați și crede-mă că am nas, zice el. Bă, dar este Ești un film psiholog, stai că mai are, mai are încă text, a? Mai are, ți-am zis eu, nu ți l-am citit pe tot, că n-avem timp să citim toată chestia asta. Puțină îmi pasă de diplome, cursuri, specializări, recomandări și alte cartoane sau hârtii colecționate de tine în ultimii ani. Pornesc de la premiza că oricum n-ai învățat nimic de la școală. Că nici tu n-ai învățat mușe. Nimic care cu adevărat să te pregătească să supraviețuiești în junglă. Nu veni să mănânci timpul în următoarele cazuri. Dacă îți place sportul numit interviu, scris cu W la final, și vii doar așa să vezi dacă îl treci. Dacă îți plac pozele celui mai fan burlac, mă rog, aici puteai să scrii fanii burlac, și te gândești să-ți încerci norocul. Ăsta e el? Da. Să nu vii dacă ai nevoie doar de un job așa până găsești ceva mai bun. Dacă ai părul lung și obișnuiești să năpârlești abundent. Aha. Asta e tare. Deci nu trebuie să scadă părul, că nu te angajează asta. Da, bine, Safta năpârlea și n-avea părul foarte lung. Și aici, aici lasă să se înțeleagă, da, cam despre ce e vorba. Dacă ai probleme de personalitate, gen, eu nu fac aia, că n-am vorbit la angajare. Aha, sigur. Aha, adică, deci nu te înțeles. Sigur, deci nu mai veni. Dacă vrei viață socială de noapte, nu veni la mine, normal, că el lucrează noaptea. Dacă n-ai de gând să-mi trimiți în prealabil și alte poze decât cea din CV. Păi parcă zicea că nu-i nevoie de atâtea poze. Și cam asta ar fi, e mult mai lung, dar în orice caz interesant. Cum se fac angajări în zilele noastre? Bă, băiatule, extraordinar asta. Da, scafandrierul. N-a ajuns totuși încă la ce-i place lui să mănânce în ziua aia când ți-o dă scurtă. Mai multe perle astăzi, nu știu care ar putea fi perla zilei. Una dintre propuneri ar fi o declarație a lui Bonetti, care nu știm dacă mai trăiește sau nu, dar ci că ar fi zis: cu mine pe bancă și Dinamo ar fi făcut performanță. Treaba. Ce se întâmplă? Da, avem un sunet mai ciudat. Dinamo ar fi făcut performanță ca asta. Păi, dar el a fost în cupele europene cu Dinamo și n-a făcut nicio performanță, nu s-a calificat nicăieri. Nu i s-a acordat încredere, n-a avut timp. Timp, sigur. Timp. Da, n-au avut o echipă cu mare preghe să muncească pentru el. Am fost cum muncește de unul singur echipă să aibă. Uite, au buzăit ceva, nu mă explic. L-avem pe Călin, colegul nostru de la Londra. Să trăiți. Da, vă aud și eu destul de rău, nu știu dacă voi mă auziți bine. Bine. Noi te auzim bine. Oricum mai bine decât ar fi cazul. Da, sigur. Da, eu ți-am scris, în loc tău aș fi început să-mi cer scuze, le cer scuze suporterilor echipei Tottenham, ăia din Israel, probabil, așa. Pentru rușinea de întâmplat în weekendul ăsta. Da, dacă ne luăm de mână amândoi și în cor spui și tu după ce am încheiat eu, ne cerem scuze față de fanii Manchester United că un loser ca Rafa Benitez ne-a întors de la 2-0, da, atunci facem chestia asta. Nu, nu eu trebuie să încerc scuze, ci De Gea, că el a fost loserul în meciul ăsta. Așa și nu numai. Trebuie să-mi cer scuze. Trebuie să Kyle Walker și Hugo Lloris și ăștia care au făcut cadouri în meciul de ieri cu Liverpool. Așa putem să țin la nesfârșit, fără probleme. Lasă-mă că pe Lloris l-a luat ieftin. V-a zgârci și acolo la... Pe Olas. Sigur, v-a zgârci la bani. În loc să dați 20 de milioane să nu discutați, ați dat 10 după tărăgânări de nu știu cât timp. Dacă ați fi fost mai ius de mână, poate scăpam și sezonul trecut de el. L-ați fi luat mai repede cu un an și era cu atât mai bine. Ducă-se să nu se mai întoarcă. Îl împrumutați pe la Norwich, pe undeva, pe la Brighton, să strălucească prin ligile inferioare din Anglia. Nicio șansă, nicio șansă. E un jucător de super clasă. A fost vorba de un moment pe care l-a greșit mai mult Kyle Walker, fundașul dreapt. A dat o pasă înapoi într-o zonă centrală. Ăsta a ieșit ca să rezolve faza acolo. Da, putea să degajeze în loc să încerce, nu știu, oarecare preluare sau nu știu ce a vrut să încerce acolo, dar în orice caz e vorba de vina fundașului care a trimis mingea înapoi într-o zonă centrală absolut neindicată. Ieșirea lui a fost, eu știu, ieșire de portar care n-a reușit să ajungă la minge, dar în rest a făcut un meci ireproșabil. Ce să-i zici? Adică ești mulțumit, să înțeleg.
Da, da, pentru că nu numai mulțumit. Sunt foarte încântat de faptul că avem un portar de calitatea lui în echipă. Da, e bine că ați pierdut totuși. Bine că ați pierdut pentru că erați totuși o echipă prea pe val, așa. Prea nejustificat din nimic. Prea bulănoasă. Prea... Ce... Dumnezeu, că toată lumea se mira numai de Tottenham. Ăsta, cum te învârteai un pic prin casă când te întorceai, era deja rezolva meciul. E așa. Bine. E bine că totuși o echipă de loseri uriașă, cum este Liverpool, am zis de la începutul sezonului, nu știu de ce ea de la Liverpool sunt atât de tâmpiți de ne-au ascultat, în afară de lui Suarez, ei n-au practic pe nimeni, puteau să nici nu mai joace, să ne dea dreptate, să se retragă. Dacă nu l-aveau pe Suarez, era în locul lui Queen's Park Rangers acum. Da, acolo, dacă scoți golurile lui, sunt la retrogradare. Evident, deci n-au pe nimeni, sigur, și Steven Gerrard, dar lui Steven Gerrard, dacă îi făceau o statuie și o aduceau la meciuri, era destul. Da, acum, legat de meciul de ieri, ce mai e de menționat, într-adevăr, e vorba de faptul că s-a încheiat o serie de 12 meciuri fără înfrângere în campionat pentru Tottenham, dar nu are atât de mare importanță. E, echipa a jucat fotbal, e o echipă cu care poți să joci fotbal. Asta adică e clar. E un meci, da, un meci la care poți să te uiți, îți place să te uiți. Uite, ce m-am uitat la Lyon cu Marseille, având în vedere că ne ascultă și corespondentul, nu mai rost să menționăm de unde. Eu m-am uitat 10 minute la Liverpool cu Tottenham la început, trebuie să mărturisesc că nu te puteai uita așa, era de prost meciul. Deci chiar mi-am zis, bă, dacă ăștia dau un gol în condițiile astea, deci era țurcă. 10 minute la început, ăia parcă erau desenați în tribune, așa stăteau, deci zici că erau o copertă de bloc de desen pusă cu niște culori acolo, să fie niște oameni. Să dădea mingea dintr-o parte în alta, de ziceai că joacă Djokovic cu Tipsarevic, o țurcă de aia pe la un turneu din ăsta. Nu s-a întâmplat nimic și am mutat. N-am mai putut să stau. Dar recunosc că după aia probabil meciul s-o fi încins. Fiind 1-0, 1-2, 3-2 a fost un meci. Da, ți-am spus, la început s-a jucat Lyon-Marseille, în schimb, a fost un meci european. Adică s-a jucat la un meci de cupă europeană. Da, două echipe bine pregătite, bine așteptate. S-a dat la joale, țurloaie. Meci bun. Deci nu se poate spune că echipele n-au jucat fotbal. Adică la nivelul ăsta nu te bătea nici în Liga Campionilor aproape nimeni, cum au jucat cele două ieri. Adică a fost vorba de un meci în forță, zici. Da, da. L-am văzut rezumatul ăsta de la Digi, de-abia dacă au găsit câteva faze în care să acopere comentariul. Digi nu știe ce să facă un rezumat, unul la mână, și într-adevăr ocazii multe de gol n-au fost, dar a fost un meci de bărbați. Adică un meci dâz, tare, foarte bine tactic, așezat în teren, echipele stâncă. De nu, asta spun, așa cum s-a jucat ieri la Lyon OM, nu le bătea nimeni în cupele europene. Sigur, cu excepțiile astea clasice, te făcea unul, Cristiano Ronaldo sau nu știu cine. Sau cum a pierdut Lyon cu Tottenham, adică un șut în afara careului minutul 90. Asta se poate întâmpla. Dar au stat bine în teren. Adică n-au fost două echipe care... să sufere la vreun capitol. De-aia s-a și terminat 0-0. Adică au jucat mai bine decât în anii trecuți, că știi că Lyon OM este meciul din Liga 1 franceză cu cele mai multe goluri marcate în istorie. Deci niciodată, nu este un alt, mi-au medie de peste 3 goluri de meci Lyon OM. Fie că e pe la Marseille, fie că e la Lyon. De data asta, iată, a fost un 0-0. Tocmai pentru că se așteptau ambele echipe să fie iarăși un meci de la cu goluri, iarăși să-și dea drumul la joc. S-a jucat disciplinat, au fost corecte echipele, de n-ai ce să spui. Exact cum zici tu de Tottenham, că domnule a jucat, așa și aici. Ambele echipe au fost mulțumite pentru că a fost un fotbal bun. Aici, într-adevăr, la Liverpool cu Tottenham a fost vorba de o dezorganizare defensivă, dar de ambele părți. Adică echipele n-au stat așa cum ar trebui în teren, n-au fost deloc organizate defensiv. Am văzut atât la noi cât și la ei niște greșeli absolut impardonabile. Momente din care ei pur și simplu nu reacționau la joc, nu atacau adversarul cu mingea. La noi, la fel, câteva momente de uluială, jucători care își pierdeau capul. Deci a fost, așa, nu știu, un meci jucat pe care greșește mai mult, mai degrabă, și din păcate noi am greșit mai mult. Și pierdut meciul, da? Pe de altă parte... Și, da, ok, și mai amintesc un lucru pentru cei care să suferă de ceea ce au văzut la Lyon cu OM, mai ales că meciul a fost transmis pe două canale la noi. Bă, amândouă echipele sunt un exemplu de management în momentul de față la ceea ce înseamnă Europa. Da? Amândouă trăiesc din ceea ce produc, ceea ce este remarcabil. Da? Deci nu sunt echipe care să trăiască din ceea ce nu-și permit. Nu sunt echipe care să aibă goluri în gestiune, au vândut atunci când n-au mai avut ce să facă și trăiesc din jucători pe care ori i-au produs, ori i-au crescut, ori i-au cumpărat pe bani puțini. Deci nu e un exemplu să te uiți la un meci de genul ăsta, atât se poate. În momentul de față
perioada pe care o traversăm, niciuna dintre echipe nu are surse din Qatar sau din Emirate sau nu mai știu eu pe unde, și trăiesc în funcție de ce patroni au. Ăia gestionează clubul să nu fie pe minus. Da? Și așa, sunt două echipe care nu sunt pe minus. Atenție, și să bat, uite, la Champions League în fiecare an. Da, uite, Liverpool la ultimul bilanț financiar pe care l-au prezentat a oferit o datorie crescândă cu 22 de milioane de lire față de anul precedent, și vorbim de o datorie care ajunge la peste 80 de milioane de lire per total al clubului. Acum, sigur că ei lucrează foarte mult la reducerea salariilor. Am văzut că au dat drumul la câțiva jucători care aveau salarii mari. Negociază și o eventuală plecare a lui Pepe Reina tocmai din cauza salariului, dar într-adevăr sunt cluburile engleze care deocamdată, până să între noul contract de televizare din anul viitor, până să vină alte resurse, cheltuie mai mult decât pot să producă. Da. Și acum, sigur, bine, în Anglia, un caz. Sigur, în Anglia te scoate suma asta, care am zis că tot de la tine, că s-a negociat în sus suma pentru drepturile de televiziune. Deci, în Franța se negociază tot în minus. În ultima vreme n-au mai reușit să strângă banii, dar e normal să fie așa. Bă, da, să știți că nu vreau să ratez știrea, cred că trebuie să luăm publicitate, dar după ce revenim, să vă spun neapărat din ce cauză Chelsea va trebui să lase Steaua să se califice la meciul de joi. Da, să luăm publicitate și revenim. Și uite, așa a venit vorba despre Chelsea cu Steaua. Am văzut o poantă a colegilor de la Kamikaze. Dacă Iisus Hristos ar fi jucat la Steaua și n-ar fi dat rezultate, ar fi zis Gigi despre el: păi da, normal, băi, normal, cât bani am dat pe el? Am dat 100 de mii, dacă era bun să ducea la o echipă mai mare, ar fi zis Gigi. Da, să ne spună Călin acum de ce trebuie să piardă Chelsea. Pentru că l-a angajat pe Rafa? Sau... Nu, din simplu motiv că nu mai au când să joace rejucarea FA Cup în cazul în care se califică în meciul cu Steaua. Deci este o problemă uriașă pe care FA o are acum în față și totul stă să depindă de ce se întâmplă joi între Chelsea și Steaua. Adică dacă să înțelegem că dacă Chelsea e eliminată, se rezolvă. Da, da, asta este rezolvarea. Chelsea să nu treacă de Steaua. De-aia zic că practic așa ar trebui să fie și pusă problema, să le trimită la ăștia scrisoare și să le spună: bă, încercați cumva, că nu e o miză pentru voi Europa League. Da, da? Deci lăsați-o dracu, uite, noi nu avem când să jucăm meciul ăsta cu Manchester United. Am citit undeva, Căline, să vedem dacă ești tu de părere asta, că Chelsea n-ar fi jucat tocmai pentru că vor să-l sape pe Benitez și nici nu era o miză atât de mare încât să se saboteze jucătorii pe ei. Au zis, bă, mai bine îl sabotăm pe antrenor. Adică stăm, în Anglia s-a discutat pe tema asta, cum că Chelsea... ca să scape sigur de Rafa Benitez, să zici, ia bă, să nu mai ia ăsta în cupa europeană. Da, s-a discutat, dar în același timp s-a discutat și pe undeva prin prima repriză de la United și mai apoi, după ce jucătorii au revenit și într-adevăr în repriza a doua au tras și erau aproape să se califice, da, a dispărut tema asta, pentru că dacă era să trântească un meci, ăsta era meciul de ieri cu Manchester United. Ăsta îl trânteau și cu asta încheiau toată povestea, da, pentru că nu mai aveau nevoie. De ce să nu trântească Europa League, de exemplu, care e sub FA Cup? Pentru un jucător englez. Nu vorbim de competiție, vorbim de meciuri consecutive. Da. Ei aveau nevoie de o serie de două meciuri consecutive în care să arate deplorabil, echipa să fie dărâmată, să meargă să spună că nu se mai poate așa. Ori așa, promițând sau arătând și un meci în care echipa joacă, trage și într-adevăr propune fotbal, nu mai au cum să aducă teza asta. Bun, scenariul asta da. Ar fi fost... Numai că ce jucător să sabotează în Cupa Angliei? Adică e totuși o competiție pentru un englez, mai ales pentru... Nu neapărat, când spun englez, nu spun ca tâmpiți ăștia de la televizor, dar câți englezi sunt, de fapt, nu, toți sunt englezi la Chelsea. Joci pentru Chelsea, este englez, ești de dobitoc să crezi că ești de altă națiune. Joci pentru Chelsea, ești englez. Deci aia sunt englezi toți, da? Nu mai comentăm că de unde provin. Pentru orice fotbalist care joacă în Premier League, să câștigi Cupa Angliei este un lucru uriaș. Pe când era complicat un pic, deși în prima repriză am văzut din meci, a fost aproape de 3-0 United în câteva situații, se făcea 3-0, probabil că nu mai egalau. Dar nu cred că se punea problema ca Chelsea să se dea la o parte în fața unui asemenea meci, cu stadionul plin, o atmosferă de genul ăsta.
nu Chelsea, jucătorii, dacă era nevoie de un meci trântit sau de un meci în care să poată să intre, cum, să înțelegeți cum anume se dau afară antrenori la Chelsea. Da. După ce vine o serie dintre asta consecutivă de meciuri proaste, John Terry se duce în birou la unul dintre șefi. Da. Ăla este omul care sparge ușa biroului și merge și spune nu se mai poate. E firesc, dar totuși mă gândesc, ok, am înțeles ce ai spus, dar nu pot să repete chestia pierzând 2-0 acasă cu Steaua în Europa League, să se ducă John Terry să spună, băi, rahaților, am jucat și noi o repriză la United ca să vă demonstrăm că totuși ne interesează culorile clubului, dar nu se mai poate, bă. Și să țină discursul de ca și cum ar fi pierdut și cu United și de două ori și cu Steaua. Crezi că asta, nu se poate și asta? Există, da. E și scenariul ăsta, sigur. Hai că lasă-mă, ok, ne-am mai dat o șansă în Cupa Angliei, că vrem să o câștigăm, pentru că e importantă pentru un fotbalist englez, dar în restul Europa League l-am sabotat, dă-l în măsa. Așa, că nu-l mai vrem pe ăsta. Da, nu-l mai vrem pe ăsta, sigur. Da, dar există și scenariul ăsta. I-am spus și lui Andy vineri că Avram Grant a fost întrebat despre situația lui Benitez, pentru că el era cel vizat pentru o eventuală preluare dintre asta până la finalul sezonului a echipei. Avram Grant a spus, eu nu-l văd pe Rafa Benitez plecând în viitorul apropiat, dar să vă spun ceva. Chelsea este un club ușor de antrenat. Deci, am deștept, da. Doamne, are dreptate într-un fel, pentru că, la sigur, sunt jucători totuși de valoare, adică asta e, poate unul dintre ei să-ți rezolve meciul pe cont propriu, adică Torres, dacă îi informă, Lampard, dacă îi informă, ăsta, Hazard, dacă îi informă, ăstea sunt jucători, ce dracu să fie antrenor, păi așa și e. Ce contează? Aia mingea ăla se duce 40 de metri și să-ți o dăm vinclu, ce contează cine e antrenor? Din punctul ăsta de vedere, și Avram Grant știe mai multe, că el l-a avut și pe Drogba. Era destul de ușor, păi la Drogba a marcat cât? 150 și ceva de goluri în Premier League. Păi da, sigur că era ușor. În condițiile astea ce vrei? Băi, el dădea cam un gol la două meciuri. Normal că era ușor. Da, păi a zis-o exact ca și cum se spune, dacă de mâine vin, pentru mine nu-i greu să antrenez Chelsea. Dar nu, și-a dat un picus cu firma în cap aici. Păi dacă e o echipă ușor de antrenat, el de ce n-a reușit? Păi a reușit în viziunea lui, de ce să nu fi reușit? Era n-a fost chiar... A dus echipa în finala Champions League. Sigur, unde a ratat John Terry penaltiul ăla. Așa, a dus-o la penalti. Da, a dus-o la penalti. N-a fost rău, într-adevăr. Merita să câștige, poate. Nu știu, a fost, în orice caz, în meciul ăla cu United, a fost mai bună decât cu Bayern, nu? Da, a fost un Di Matteo mai ghinionist, că și ăsta, până la urmă, la penaltiul a câștigat. La penaltiul, sigur, sigur, dar Chelsea n-a jucat nimic cu Bayern, nu? Hai să fie serios. Și n-a jucat nimic atunci nici cu Barcelona și așa mai departe. Barcelona, da. No. Da. Pe când cu United a fost o finală echilibrată. Nu era o hoție dacă ar fi câștigat-o Chelsea. E, deci asta vreau să vă spun, că acum în situația pe care o avem, dacă Chelsea se califică în fața Stelei, reușește să întoarcă rezultatul, ei nu vor avea cum să programeze această rejucare a meciului cu Manchester United din FA Cup. Bine, să te întreb ceva. Nu pot să amâne un meci de campionat, să zicem, să joace cupa în locul lui și după aia să plaseze campionatul ăla undeva, să strângă, ok, nu o să mai aibă 3 zile libere, o să joace ca Hannover în Bundesliga, da? Adică joacă în cupele europene joi și joacă sâmbătă în campionat, sau o chestie de genul ăsta, să strângă un pic campionatul. Păi erau variantele astea, toate s-a studiat pentru a vedea ce anume s-ar putea face și din păcate s-a constatat că nu prea ai când să le muți. Sunt și meciuri internaționale ale naționalelor care vin imediat apropiat. Vorbim de singura variantă în care ar trebui să propună meciuri de Paște. Cumva să pună de Paște, dar asta ar însemna, dacă Chelsea, gândiți-vă la scenariul ăsta, dacă Chelsea se califică, ar trebui cumva să joace vineri, sâmbătă în campionat, mai apoi să joace luni sau luni seara să joace în FA Cup și apoi la mijloc de săptămână, joi, să joace în Europa. Se poate, păi dar în Anglia s-a mai întâmplat așa ceva, ei de Boxing Day la fel e. Da, deci asta ar fi singura variantă în preajma Paștelui să fie astfel organizate meciurile și ar fi cât se poate de complicat. Acum sigur că s-a luat și varianta asta în calcul și cred că până la urmă acolo s-a rămâne la asta. Dar mai e un detaliu interesant. S-a făcut tragerea la sorți pentru FA Cup, pentru semifinale. Ieri, imediat după ce s-a încheiat meciurile, s-a tras la sorți deja varianta semifinalelor și am aflat că Wigan, care se calificase în fața lui Everton, surprinzător, a bătut pe aia 3-0 acasă la ei, da. În 5 minute a rezolvat meciul. Din minutul 30 până minutul 35 s-a făcut 3-0. Să nu-ți vină să crezi. Așa și ei s-au calificat mai departe. E o rejucare între Millwall și Blackburn, care au terminat 0-0 și au fost trași ăștia împreună.
Wigan cu ăștia doi, care s-au calificat din trei. Dincolo, Manchester City a fost tras cu Manchester United sau Chelsea. Este fabulos. Păi da, se întâmplă, că nu e tragere dirijată așa. În România, să știi că nu se întâmplă chestiunea asta. Și la nemți a nimerit, și la francezi, păi dar n-am avut Paris Saint-Germain OM și în Cupa Franței și în Cupa Ligii. N-am avut Bayern cu Dortmund în Cupa Germaniei. Da, sigur, dar când nu, aici... nu e aranjată tragerea, să știi că au făcut, iese mă, tată. Păi OM a nimerit, mă, cât ghinion puteai să ai? Deci în Cupa Ligii, în deplasare la PSG... Și în Cupa Franței tot în deplasare la PSG, meciuri eliminatorii. Le-am pierdut pe amândouă. Cât ghinion. Mai rău decât atâta ce puteai să tragi. Bă, în amândouă, exact. Și nu în finală sau în semifinală, evident. În optimi sau în 16-imi și ne-au executat. Deci n-a fost aranjat, da? Așa ca și la ăia, că au jucat Bayern cu Dortmund de vreme, adică în sferturi, în Germania, în loc să joace în finală. Ei, vreau să vă spun că mai există o problemă și în cazul ăsta, în care Chelsea își pune luni atunci de Paște meciul ăsta, rejucarea cu United. E posibil să ai o problemă din partea poliției, pentru că aici sunt mai mulți factori implicați. Poliția are un meci programat în Londra pe 1 aprilie de Paște. Vorbim de meciul dintre Fulham și Queen's Park Rangers, meciul londonez, în care trebuie să asigure ordine acolo la tot ce se întâmplă în jurul stadionului. Acum poliția s-ar putea să intervină pentru a spune, nu putem să punem și un meci al lui Chelsea acasă în același timp cu United, pentru că pentru noi este impractic, nu putem să facem așa ceva. Deci sunt foarte mulți factori care intervin în programarea asta ciudată a meciului dintre Chelsea și Manchester United pentru returul, pentru rejucarea FA Cup, și de asta zic că să nu ne mirăm dacă joi va trebui să fie dictată celor de la Chelsea să piardă meciul cu Steaua, tocmai pentru a putea să programeze. Ei, pentru Europa League oricum nu înseamnă mare brânză, nici financiar, nici din alt punct de vedere. Noi, oricum, să nu crede cineva că este o astfel de variantă reală. Vine vorba să se dicteze pentru Chelsea să piardă asta. Numai ziceam așa ca și idee. Da, complică foarte mult programul englezilor în cazul în care... Eu am înțeles un debat tot. Probabil că ai vrea să schimbi regula în Cupa Angliei, să se ajungă la prelungiri și eventual la penaltiuri. Cred că nu ești de acord cu rejucarea. Așa simt eu. Asta e sigur. E bineînțeles că despre asta vorbim. Da, dar nu. Eu sper că ești conștient că nu vor schimba niciodată. Bine, dar am înțeles că nu rejoacă în toate tururile la infinit. Nu? Ba da. Până în semifinale, când avem tur-retur. Păi asta zic. Ok, deci în semifinale nu se rejoacă. În semifinale avem tur-retur. Păi da, deci atunci nu e nicio chestie. No, în următoarea sută, da, nu vor modifica. Păi bun, dar dacă în semifinale nu e cu rejucare, atunci de ce nu poți să renunțe și pe pargoi? Că dacă era până în final așa, chiar finala... Direct să pățădare. Știi că în Franța a fost așa, pe vremuri. Finala cupei se rejuca dacă era egal. Au fost foarte multe cazuri. Deci rejucau. Franța avea atunci regulamentul, sigur, copiat după Anglia. Vorbesc de anii 40. Aici a fost o finală în 1940, exact, între Marseille și Bordeaux. Finala de cupă terminată egal 2-2. S-a rejucat, a bătut OM cu 4-0 la rejucare. Deci se întâmpla chestia asta. Totdeauna, atenție, erau meciuri într-un singur teren și dacă era egal, se rejuca. Deci ei aveau exact, dar țineau la chestia asta inclusiv la finală. Adică dacă tu în semifinale deja nu mai ai cu rejucare, nu mi se pare mare regulament. Mergi, domnule, până la capăt. Ții la rejucările astea. Rejoacă de 100 de ori. Nu te duce să zici că a 30-a oară trag penaltiuri. Da? Acum, e un compromis până la urmă. Vreau să zic că mai fost un lucru interesant la finalul meciului dintre sau de fapt că un conjur meciul dintre United și Chelsea. Este vorba de faptul că Rafa Benitez a anunțat că Ferguson n-a vrut să-i strângă mâna la startul meciului. Deci a fost un episod în care a zis: întrebați-l dacă sunteți suficient de curajos să-l întrebați. Adică le-a spus jurnaliștilor și că el își dă seama că nu au tupeu să-l întrebe absolut orice pe Alex Ferguson, dar dacă aveți tupeu, întrebați-l din ce cauză nu a făcut-o. Pentru că eu așteptam la început să dă mâna, eram acolo în drum așteptând să dă mâna, întrebați-l pe el dacă aveți suficient curaj, pentru că a fost decizia lui, eram pregătit, așteptam, pentru că am anumită educație, cunosc suficient de mulți oameni care se uită la meci, știm că lumea se uită la noi și știu ce am de făcut. Da? Dar, din păcate, Alex Ferguson se pare că nu l-a băgat în seamă. Auzi de simțitul ăsta de Rafa Benitez să nu vorbească despre educație. Păi nu-i strânge mâna pentru că ăsta l-a jignit.
cu Adi în urmă când era antrenor, când era manager. De fapt antrenor, că manager n-a fost niciodată. La loserful. Și a făcut-o. El a încercat să limite Rafa Benitez, că da, e un loser. E un bou sinistru până la urmă. El a încercat să limite pe Mourinho. Până la urmă și-a dat seama că nu-l prinde stilul ăsta. Și încercând să limite pe ăla, jignea mai toți antrenorii echipelor de primă mână. Cu celelalte nu prea avea nimic. Mai zicea și despre ceilalți, celălalt, Martin O'Neill e antrenor. Adică eu mi-aduc bine aminte ce spunea Rafa despre managerii din Premier League. Firesc că mulți nu or să-i strângă mâna. Măcar dacă ar fi fost talentat, dacă ar fi fost bun, cum e cazul lui Mourinho. Ei, vreau să vă spun că mai e o, pentru cei care nu știu de unde vine problema asta, era vorba de un meci pe care Benitez îl disputa pe banca lui Liverpool și la finalul meciului, la finalul acelui meci, pot să spun că într-adevăr zicea spaniolul că am fost cu jucătorii mei celebrând, dar Alex Ferguson a considerat că l-a refuzat atunci, nu l-a băgat în seamă cu strângerea de mână și de acolo a venit toată povestea asta. Însă, în schimb, mai e un lucru interesant. A venit la finalul meciului și a spus așa, un fel de declarație care sună românească, zicând că am analizat acest meci și noi meritam să câștigăm, am făcut câteva greșeli, dar atenție la United. Ei au avut totul în favoarea lor la acest meci, au jucat acasă, au jucat marți tot acasă, noi venim de la București, acolo unde am jucat cu Steaua, unde am avut un drum de făcut și am jucat joi, așa că eu sunt foarte mulțumit de jucătorii mei că n-am pierdut meciul ăsta. Da, na, trebuie să recunoști că ți-ar plăcea o finală de Europa League Chelsea-Tottenham. Da, nu neapărat. Îl țin minte meciul de campionat pe care l-am jucat cu Chelsea și ne-au bătut de n-am știut de unde să ne culegem. A fost altă perioadă. Mie mi-ar place o finală cu Steaua. Aia mi-ar fi cea mai frumoasă finală pe care am putea să o vedem. Și pentru români și pentru noi, știu, la Amsterdam. Steaua Tottenham. La Amsterdam nu prea place lui Gigi. Dacă Gigi ajunge în finală, facem pariu că se mută finala de la Amsterdam. Merge, bă, nu, ar trebui să meargă cu un sobor de preoți acolo. Da, poți să te duci, bă, în capitala curvelor, să joci tu Gigi Becali, cum sună Amsterdam și cum sună Gigi Becali. Deci nu, se va muta finala, se va juca pe Muntele Athos. Sau... Sigur, va face un fel de sesizare că el a mai jucat acolo în sezonul ăsta, nu e normal să mai joace tot acolo, pentru că atmosfera ostilă, pentru că echipa aia a fost eliminată de echipa lui. În mod normal ar putea să fie, ar găsea, ar căuta niște dintre astea articole de lege care să arate că trebuie să prevină violența pe stadioane și acolo sunt așteptați de grupări pregătite pentru a întâmpina fanii români care ar veni la meci și ar trebui cumva pregătită. Plus gura lui Meme. Să nu uităm, deci gura lume, cât se va plânge Meme de toată situația asta. Ceva îmi spune totuși că Steaua nu va ajunge în final, împotriva așteptărilor. Cred că Astrele totuși nu vor lăsa să se ducă de două ori la Amsterdam. Nu știu cum s-ar împăca și ziarele, că pierzând prima dată net acolo, 2-0, cum ar scrie gazeta? Steaua a învățat din... la Donetsk, să zicem. N-ar fi bine să se joace la Donetsk finala? Mi-a Mircea, chiar dacă el n-a fost stelist niciodată în viața lui, dimpotrivă, parcă vedem că Ahmetov dă o mână de ajutor și că s-a împăcat și îl invită pe Ioanițoaia să dea startul meciului, o chestie de genul ăsta. Deci la Donetsk, dacă Steaua joacă finala, eu zic că la Donetsk, da, ceva mă face să cred că nu va ajunge Steaua în finală. Ne-am lămurit așadar cu rejucarea meciului. Las că vor găsi ei o dată pentru programarea partidei. Sigur? Da, este clar. Da, mai vreau să vă spun, scuze, vreau să revin la ce s-a întâmplat în campionat. Radu, într-adevăr, cred că o să fie încântat să afle ce a făcut din nou Loic Remy pentru Queen's Park Rangers. Am văzut că a dat gol. Da, da, gol, este la 3 goluri marcate în 4 meciuri ca titular pentru Queen's Park Rangers. E într-adevăr într-o situație extrem de interesantă. Queen's Park Rangers, cum ziceam și vineri, a reușit performanța de a lega 2 victorii consecutive în Premier League după 1995, când reușea ultima oră. Incredibil.
Da, deci din 1995 încoace, din decembrie 95 mai exact, n-au mai reușit cei la Queen's Park Rangers să lege două victorii consecutive în campionat, chiar dacă și anul trecut au fost în Premier League, au reușit să supraviețuiască, ei n-au făcut-o prin a reuși două victorii consecutive de-a lungul sezonului anul trecut. Au reușit acum, după acea victorie în deplasare la Southampton, acum au bătut pe Sunderland acasă și echipa e cu 23 de puncte la doar 4 puncte de la salvarea de retrogradare. Cât se poate de interesant, mai ales că etapa viitoare promite meciul dintre Aston Villa și Queen's Park Rangers, exact locul 17, acela primul neretrogradabil. Aston Villa va primi vizita acasă lui Queen's Park Rangers și ăla va fi chiar un meci de să vedem ce poate să facă Queen's Park Rangers. Asta era paranteza pe care vreau să fac, pentru că într-adevăr a fost un rezultat care a ținut capul de afiș sâmbătă. N-au fost atât de multe meciuri interesante în campionat cum s-au jucat, echipele mari au jucat în principal prin FA Cup și ziua de sâmbătă cam de asta a fost marcată. De ce, da, ce să facă? La noi s-a transmis meciul West Bromwich pentru că acolo e pe bancă Tamaș. Da. Nu, dar absolut împită decizia. Era singurul meci din ziua de sâmbătă care n-a avut nicio miză. Da. Singurul. S-a transmis pentru că era pe bancă Tamaș și putea să fie tot timpul adus în discuție. Dacă transmiteai Queen's Park Rangers, puteai să tot zici că Tama și pe bancă la West Bromwich. Da, dar îți dai seama, deci asta e pe formula aia cu echipa lui Tamaș, da, pe echipa lui Tamaș. Sigur. Echipa lui Tamaș e echipa la care este înregistrat. Stai să spun ceva, deci Digisport are următorul clișeu. De exemplu, transmite Lyon OM, da? Și în același timp să zicem că pe Digisport 1 e Chiajna cu Ceahlău. La 20 de minute odată, dacă nu mai devreme, l-au spus pe Sokol zicând așa: o centrare venită, mingea la Umtiti respinge în culu, în același moment pe Digisport 1 aveți Concordia Chiajna Ceahlău. Da, deci așa se comentează. Da. Sigur, dar el centrează, e tensiune acolo, e scoasă mingea în careu, eu nu știu ce, și el îți spune că în același timp pe 1 e Chiajna cu Ceahlău. Așa a fost și ieri. Liverpool, Tottenham, iată acum, însă, să vă spun că între Oțelul și Pandurii scorul este 0-0 în continuare. Da. Deci asta fac. Mă, lasă-o, bă, încolo de treabă. Adică știm că sunt cele mai proaste alegeri, știm că sunt toate făcute de Dobre ăla, are un tipicar și nimic mai mult. Nu se face, bă, asta, da. Exact, au transmis, e când e câte un român din ăsta care, vorba ta, e doar înregistrat la câte un club, apoi te obligă să vezi toate meciurile lui ăla. Bă, este incredibil. Aici chiar de asta m-a deranjat pe mine, pentru că West Bromwich Swansea era singurul meci al zilei de sâmbătă care n-avea absolut nicio miză. Erau două echipe acolo pe la locul 9-10, în primele 8-10 locuri, n-aveau niciun fel de miză meciul dintre ele. În schimb, cealaltă trei meciuri pe care le aveam de la aceeași oră, Norwich Southampton era un meci pentru retrogradare foarte important, Queen's Park Rangers Sunderland, nici nu mai vorbesc, Reading Aston Villa, un meci de 1-2 în care Villa bate în deplasare. Din nou, un meci în care Villa a reușit să sară de la retrogradare tocmai prin victoria din deplasare. Deci toate aveau o miză, în afară de ăsta, pe ăsta l-au ales. Ăștia sunt oamenii noștri. Hai să vă mai spun una. A apărut o listă cu jucătorii pe care Guardiola îi vrea la Bayern München. Să vă citesc așa câteva nume. 17-a listă. Da, 17-a listă. Pogba ar fi una dintre ținte. Așa, de asemenea îl vrea pe Wayne Rooney. Sigur. Da, ai noștri insistă pe subiectul că nu e relații bune cu Sir Alex Ferguson. Sunt în relații foarte bune. Deocamdată lui Suarez îl vrea și pe ăsta. Neymar, Alcantara. Unii dintre jucătorii celor de la Bayern probabil că vor pleca. Nu zice, pe lista asta nu scrie și cine va pleca. Deci ăștia sunt, îi vrea și Suarez, Neymar și Alcantara. Sigur. Săptămâna viitoare revenim cu lista 18-a a jucătorilor pe care îi vrea Guardiola la Bayern, pentru că așa va fi până la vară. Eu am fost convins din momentul în care s-a anunțat numirea lui. La săptămână vom afla ce jucători vrea Guardiola la Bayern München, ce bani primește Guardiola la Bayern München, ce buget va avea, bombă, colosal. Nu prea mă interesează, atât timp cât înainte de el, cu ăsta, cu pipernicitul ăsta, de zici că pune murături. La Bayern München iau 20 de puncte avans în clasament. Așa, și bat tot. Da, ce să facă Guardiola? De asta zic, de ce să te duci, bă, la Bayern München? Eu nu, chiar nu înțeleg. Bani aveai oricum. Lasă-te de fotbal. Oricum, o experiență în plus
pozitivă nu poate să fie. Poți doar să o iei în barbă la Bayern München, să nu câștigi titlul, să fie eliminat în grupe în Liga Campionilor, să fie eliminat în optime în Liga Campionilor, ceea ce pentru Bayern München e același lucru. E greu să faci ceva în plus. Te-ai băgat la o chestie, ce? Păi, dar Bayern München are o istorie deja monumentală înaintea ta. N-ai ce să faci acolo. Da? Ai 20 de puncte și un campionat slab. Un campionat slab, campionatul Germaniei. Un foarte slab tactic, un jucător care nu sunt nemaipomeniți din punct de vedere tehnic. Este un campionat plăcut pentru neamț. Neamțul se uită la campionatul Germaniei, nu știe. Nu are dimensiunea asta altor campionate. Cum de altfel nici englezul nu are. Dar măcar în Anglia, hai să zicem că sunt totuși alte echipe, altceva, altă tensiune. În Germania nu e nimic, mă. În Germania sunt 10 echipe mediocre în campionat din 18, da? Din alealte 8, 4-5 sunt medii și există, în momentul de față, sunt doar 2 echipe. Bayer Leverkusen, care e a treia echipă, nu e o formație redutabilă. Adică nu e o echipă care să te mândrești la nivel european. Nu poate elimina oricine, da? Pe Bayer Leverkusen o scoate și Sochi din cupe dacă prindă aia o zi bună. Deci nu e. Au două echipe, practic, în campionat, care, într-adevăr, sunt ok, și restul e o plictiseală de campionat, nu se întâmplă nimic acolo. Au rezolvat și cu retrogradarea anul ăsta mai repede decât oricând, sunt deja picate alea trei, deci nu e, ce să faci în Germania? Te duci ca prostul la Bayern München. Ok, dacă Bayern München nu lua 10 ani la rând nimic, aș fi zis, bă, vine Guardiola, vrea el 10 ani la rând să ia campionatul. Și dacă îl ia 10 ani la rând acum, nu scrie istorie la Bayern. Da? Asta nu este istorie. Aia că vine Mourinho la PSG, da, aia e istorie. Paris Saint-Germain n-a făcut niciodată nimic în Champions League. Păi dovada, acum a ajuns în sfertul de finală chinuit, n-a mai fost în sferturile Ligii Campionilor din 1995. Deci a trecut de atunci, cred că e un secol, de când n-au mai jucat, au ajuns acum în sfert. Asta da, tată, e o performanță, duce 10 ani la rând să fii semifinalist măcar de Liga Campionilor cu PSG-ul. Înseamnă ceva. La Bayern München n-ar însemna nimic nici asta. La Bayern München a câștigat Liga Campionilor, a și pierdut niște finale de astea de antologie. Dumnezeu știe cum le-a pierdut. Le-am evocat și noi alea cu United și cu Chelsea. Și ce mai poți să descoperi la Bayern München? Liga au luat-o, campionatul l-au câștigat. DF Pokal ăla l-au luat de 100 de ori tot timpul. Când mă trezesc noaptea, când am coșmar, văd pe Uli Hoeneß ținând farfuria aia în mână. Da. Aia de argint, o știu din anii 80. Salatiera, când aveam postere cu jucători de până toată Europa, ei erau tot cu aia deasupra capului. Și ce să faci la Bayern München? Mai tare decât atâta, poți să câștigi campionatul cu mai mult de 20 de puncte. Da, eu cred că s-a și grăbit oarecum cu anunțul sau cu înțelegerea cu Bayern München. În mod normal ar fi trebuit să aștepte până la finalul sezonului să vadă în ce fel de etapă ar prelua echipa. Acum, sigur că noi am mai vorbit despre chestia asta. Îi va fi ciudat să vină să preia o echipă care ia la pas Bundesliga, ar putea să ajungă în finala Champions League, să nu mai vorbim de câștigarea Champions League. Ar fi o situație destul de incomodă pentru el, în care ar prelua echipa și în care ar trebui să demonstreze meci de meci că poate să o ține la același nivel. Acum, o să vedem, nu știu, în orice caz el a refuzat variantele pe care le avea cu Anglia. Asta știm. Cred că a considerat mai serioasă oferta nemților decât ceea ce îi propunea Anglia. Chelsea, cel puțin, a și demonstrat în ultima perioadă că nu este echipa care să-ți propună ceva serios. Abramovich este exact omul pe care îl poți vedea schimbându-se imediat, întorcându-se 360 de grade fără niciun fel de problemă, și de asta a fost cumva un cartonaș galben pe care l-a primit și Abramovich prin faptul că a fost refuzat de Guardiola. Îl doare pe el în șpiț de Guardiola. Da, cred în varianta asta. Asta stă în picioare cu omul, a mers la sigur, e un tip cu pătat așa. S-a zis, bă, într-adevăr, ăștia sunt serioși. S-a dus, a văzut pe acolo, pe la mine. Bă, chiar și așa, când ai fost la Barcelona, pentru că am convenit și cu Gheorghe, care și el e entuziasmat ca toată presa germană de Guardiola ăsta, am convenit că un singur lucru poate să schimbe el, dar care iarăși nu contează, deci este o chestiune facultativă, vorbim doar așa între noi, stilul lui Bayern, adică să facă din Bayern o mașinărie de alt tip. Dar ți-am spus, asta nu contează, întrucât singurul care îți validează munca este rezultatul. Deci dacă ai rezultate, poți să joci oricum. Dacă nu ai, nu contează cum joci. Deci chiar dacă va face din ei o mașinărie și vor juca cum juca Barcelona, bă, dacă Bayern va câștiga, este identică cu Bayernul lui Heinkes de astăzi, care câștigă într-un alt ritm.
Da? Nu se schimbă nimic. Deci, sigur că el va avea dreptul să schimbe tot acolo, absolut, din temelii, toată funcționalitatea echipei, deși ea merge ceas. Dacă va merge, am explicat asta. O, va fi ok, dacă nu, va pleca. La un moment dat, că ea nu vor accepta să aibă eșecuri cu Guardiola, care e mai scump decât Heinkes, bănesc, și care ar avea rezultate mai puține, adică ar câștiga mai puțin bani cu el. Uite Jderu! Uite-l că l-au înhățat! Am văzut acum. Am văzut, da, o imagine. Deci asta este, Guardiola. Nu știu dacă e un risc până la urmă. El se duce într-un loc călduț, dacă nu un loc încălzit de-a binelea. Dar nu e o performanță, nu e valorizant pentru el. Adică clar face un pas înapoi. Dacă nu-ți găseai undeva un proiect din ăsta, sigur, nu era ușor. Asta este clar. Câte echipe în lume puteau să-i ofere lui în momentul ăsta, după un an la New York, sabatic de ăsta, să uită pe geam din zgârie norii aia? Cine putea să-i ofere lui un contract remarcabil din toate punctele de vedere? Două, trei echipe erau la nivel mondial. Cert este că ducându-te la Bayern, nu știu cât a analizat el chestiunea asta, te vei plictisi, pentru că acolo încă o dată spun, în campionat tu nu te bați cu nimeni. Deci da, nici măcar cu Borussia Dortmund nu te bați, întrucât dacă le iei 2-3 jucători acum în intersezon, i-ai dezmembrat. Borussia Dortmund nu își va permite să facă o echipă de nivelul lui Bayern. Păi îl iei pe Lewandowski și mai iei pe unul, iei pe Götze, să zicem. Gata, s-a terminat. Va fi exact ca Borussia Mönchengladbach sezonul ăsta față de sezonul trecut. Când tot așa i s-a descompletat echipa și n-au mai pus nimic în dărăt, pentru că n-ai cum să pui. În Germania nu-ți permiți, dacă nu ești Bayern München, să trăiești mai mult decât produci. Și ei au totuși o eficiență, sunt nemți. Au respectă niște reguli universal valabile în Uniunea Europeană, în economia de piață, în general. Nu-ți permiți. Când ești Gladbach sau Dortmund, de unde dracu? Dacă nu ai salarii, ai trenul ăla de viață pe care îl are orice echipă acolo, nu poți să ieși din el. Deci încasezi niște bănuți pe Götze și pe Lewandowski, dar atât. În rest nu poți să faci mare lucru. Iei pe ăștia 2-3 jucători. Dar atenție, s-ar putea ca ăia să nu fie la nivelul celor pe care i-ai vândut și atunci ești mai slab. Acum, sigur, aș vrea ca ultimul element de emisiune să nu ratăm să-i spunem la mulți ani lui Didier Drogba. Astăzi împlinește 35 de ani și poate trebuie mai spui odată oamenilor din ce cauză Drogba până la 26 de ani a fost un oarecare anonim până la momentul în care a explodat în Franța. Ce l-a făcut pe el să nu poată să ajungă. Uite, acum la 35 de ani cred că e mai bun sau în orice caz mai spectaculos, mai tot ce vrei tu față de perioada în care avea 22-23 de ani, ce îl împiedica pe el atunci să fie starul care e acum? Păi nu îl descoperiseră. Că un fotbalist până la urmă se poate impune dacă n-are un mentor pe undeva. Deci el juca la echipe foarte mici la vremea aia, până n-a ajuns la Le Mans, n-a fost descoperit. Ăia și-au dat seama că poate fi modificat jucătorul. El trăia așa, într-o lejeritate dintre asta, știi, a fotbalistului care avea contract profesionist, câștiga niște bănuți oricum mai bine decât ar fi câștigat dacă făcea o altă meserie și nu fusese băgat în seamă, n-a ajunsese încă la un nivel, nu era șlefuit. Când a ajuns la Le Mans, l-a găsit pe ăla, pe Pascalu, ăla care era într-adevăr un bun cunoscător al fotbalului, în sensul adevărat, că dacă venea la Steaua și dădea peste meme, ăsta îl dădea afară, zicea că e mai bun tatu. Deci ar fi câștigat tatul locul lui cu siguranță. Și l-a prins ăla și ăla a reușit să șlefuiască un pic. După un sezon sau două, parcă două sezoane asta la Le Mans, l-au vândut la Guingamp. Și au scos bănuții, sigur că nici ei nu se gândeau la nivelul, nici Guingamp nu s-a gândit. Deși știu că Guingamp l-a plătit destul de mult pe Drogba. Și într-un singur sezon asta la Guingamp a dat, nu știu, 19 goluri sau ceva de genul. A marcat în toate ultimele 7 etape de campionat, în toate. Țin minte, în ultima etapă i-a stricat lui Lyon, a se întreba corespondentul, că știe. Lyon era campioană și urma să sărbătorească acasă cu Guingamp titlul. Și a fost 2-4 rezultatul final. Drogba și Malouda, care erau amândoi, atenție, la Guingamp, au dat două boabe fiecare. A fost 0-4, dacă nu mă înșel, la un moment dat. Le-a stricat toată petrecerea, n-a mai sărbătorit deloc aia. A zis, o las, bă, am luat titlul, beau eu un pahar singur și la revedere, hai. Asta a fost, deci cu Drogba. Și după aia a ajuns la OM și de acolo știe toată lumea, la Marseille a dat 32 de goluri într-un sezon și l-a vândut Pape Diouf pe 37 de milioane de euro net la Chelsea. Și cam asta a fost pe ziua de astăzi. Până aici ne-a fost, adică începe o altă emisiune, Sport și Legendă se numește, la Sport Total FM.
o să mai avem timp să-l bârfim pe tovarășul Guardiola. În orice caz, eu îmi doresc în acest moment, pentru că evident nu mai am nimic de pierdut, ca Bayern München să câștige Liga Campionilor, să-l vedem pe Guardiola cum vine el după tata Heinkes, ăsta lăsându-i pe Bayern München și campionei Europei și campionei Germaniei. Atunci să-l văd pe Guardiola. Adică să plece de la plus infinit. Da, de la plus infinit. Unde să te mai duci cu echipa? Va fi... Da, ca și Rafa Benitez la Inter, exact aceeași situație. Da, bine, Rafa, iartă-mă, e și sărac cu duhul. El întotdeauna își alege momentul perfect când să preia o echipă. Gata, nu mai avem timp. Ne reauzim mâine, mulțumim frumos, Căline. Să aveți o zi cât mai bună. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM.